Mii de elevi din Timiș au revenit luni la școală. Primii care iau măsuri de protecție sunt părinții. Aceștia au obligația de a verifica starea de sănătate a copiilor, iar dacă prezintă simptome să îi rețină acasă și să ia legătura cu medicul de familie. Apoi un nou triaj îl fac profesorii sau medicii din cabinetele școlare. La fel, dacă elevii nu se simt bine, vor fi trimiși acasă. Profesorilor și elevilor le este recomandat să poarte mască de protecție, iar între ore clasele să fie aerisite. O altă recomandare este ca toată lumea să poarte masca de protecție în spațiile aglomerate, cum ar fi târgurile sau supermarketurile, și să ia imediat legătura cu medicul de familie dacă au simptome de gripă sau răceală. Potrivit ultimelor date centralizate de DSP Timiș, între 20 decembrie și 4 ianuarie au fost înregistrate 230 de cazuri de gripă cu 33 de internări, în condițiile în care în aceeași perioadă anului trecut au fost raportate 12 cazuri fără nicio internare. De asemenea, și numărul infecțiilor acute ale căilor respiratorii superioare a înregistrat o creștere semnificativă, fiind raportate 2863 de cazuri în perioada de referință, de aproximativ 3 ori mai mult față de anul precedent, când au fost înregistrate 871 de îmbolnăviri.